Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, există întotdeauna pericolul ca vechile păcate să se răspândească și să devină maligne. Adesea, un om întors de curând la Dumnezeu vorbește despre eliberarea din robia unui păcat sau unui obicei rău, pentru ca după câțiva ani, acesta se revină în viața lui. Acest lucru, din păcate, se întâmplă destul de des. Persoana care are o astfel de experiență, fie nu a fost mântuită în acest timp, fie a fost mântuită, dar vechea natură își face iar apariția. Trebuie făcut o cercetare atentă, fără a se pronunța o judecată pripită. Acesta era modul în care se proceda și în ceea ce privea cazurile de lepră mai veche, așa cum am observat. Îmi aduc aminte că, acum câțiva ani, un bărbat alcoolic l-a primit pe Isus Hristos ca mântuitor personal. Apoi s-a îmbolnăvit și m-am dus să-l vizitez. Am descoperit că, de fapt, nu era bolnav. Locuința lui mirosea groaznic alcool. Omul a început să plângă și să se vaite că a căzut din nou în vechiul păcat. Poate veți spune că pe oamenii de felul acesta ai vine să-i pui pe genunchi și să le dai o mamă de bătaie. Dar nu i-ar face niciun fel de bine. Trebuie să avem o cercetare atentă și să diagnosticăm păcatul. În același timp, trebuie să-i spunem acelui om că problema lui poate fi vindecată. El are un mântuitor. În niciun caz nu trebuie să ne mulțumim să-i condamnăm, să-i certăm și apoi să-i lăsăm singuri. O astfel de atitudine l-ar face pe un asemenea om să se simtă și mai rău. Și nimeni nu ar avea de câștigat. Acest om are nevoie să știe că Mântuitorul lui îl poate ajuta și ierta. Mântuitorul vindecă lepra care îi zbucnește din nou și la fel face și cu păcatul. Să ne încredem deci în el pe deplin. Acesta era, de altfel, și mesajul transmis prin legea privitoare la lepra. Încă nu am terminat cu acest capitol 13 din Cartea Levitic și de aceea vom continua să vedem ce poruncește Dumnezeu poporului său cu privire la această groaznică boală. Începem deci de la versetul 24. Când un om va avea pe pielea trupului o arsură pricinuită de foc și se va arăta pe urma arsurii o pată albă sau de un alb roșiatic, protul să-l cerceteze. Dacă părul din pată s-a făcut alb și apare mai adâncă decât pielea, este lepră care a dat în arsură. Preotul să declare pe omul acela necurat, este o rană de lepră. Dacă preotul vede că nu este păr alb în pată, că ea nu este mai adâncă decât pielea și că a mai scăzut, să închide pe omul acela șapte zile. Preotul să-l cerceteze a șaptea zi. Și dacă pata s-a întins pe piele, preotul să-l declare necurat, este o rană de lepră. Dar dacă pata a rămas pe loc, nu s-a întins pe piele și a mai scăzut, este o rană pricinuită de umflătura arsurii. Protul să-l declare curat, căci este semnul rănii vindecate a arsurii. Aici este descrisă lepra rezultată în urma unei arsuri provocate de foc. Această arsură nu poate fi identificată clar. Poate fi vorba despre arsura provocată de un obiect încins sau poate să însemne arsura unei infecții febrile. Oricum ar fi în realitate, cert este că exista pericolul dezvoltării leprei din acest focar. Aceasta pare să confirme adevărul scripturii care ne învață că firea cea veche, carnea, trebuie ținute sub control, sub o observație atentă, pentru că poate izbucni în cel mai alarmant mod cu putință. Iată cum vede Pavel această problemă a firii. Mai întâi, în cuvintele adresate romanilor în capitolul 6, versetul 19 vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că să vârșeați fără de legea tot așa, acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Sau în 1 Epistola adresată Corintenilor, capitolul 9, versetul 27 ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însum să fiu lepădat. Aceste fragmente ne învață să fim foarte atenți la apariția cele mai mici zgârieturi în carne. Carnea, firea pământească, nu este pe placul lui Dumnezeu. Mergem acum mai departe pentru că lepra avea multe alte căi de apare. Când un bărbat sau o femeie va avea o rană pe cap sau la barbă, preotul să cerceteze rana. Dacă pare mai adâncă decât pielea și are păr gălbui și subțire, preotul să declare pe omul acela necurat. Este râie de cap, este lepră de cap sau de barbă. Lepra putea apărea în locurile cele mai neașteptate. Dacă era ascunsă de părul de pe cap sau din barbă, putea trece neobservată vreme îndelungată. Trebuie făcută observație specială în legătură cu lepra din aceste zone. Aceleași metode erau aplicate și aici, la fel ca și în celelalte zone, pentru a determina prezența leprei. Părul gălbui indica faptul că infecția era sub epidermă și era vorba de lepră. Știți că la fel se întâmplă și cu păcatul? El se insinuează uneori în pozițiile cheie din biserică, în timpul unei întâlniri de școală duminicală, într-o întâlnire a sfatului de bătrâni sau consfătuirea unui grumisionar prezența păcatului la vârf viciază mărturia întregului trup de credincioși. Încă o dată spun faptul că trebuie să fim atenți la aceste lucruri și să nu ne primim cu judecata. Să lăsăm timpul să treacă în cercetare înainte de a lua vreo decizie. Dacă preotul vede că rana râiei nu pare mai adâncă decât pielea și nu are păr negru, să închide șapte zile pe cel cu rana de râie la cap. Preotul să cerceteze rana șapte zile. Dacă râia nu s-a întins, dacă n-are păr gălbui și dacă nu pare mai adâncă decât pielea, cel cu râia la cap să se radă, dar să nu radă locul unde este râia, și preotul să-l închidă două oară șapte zile. Preotul să cerceteze râia șapte zi. Dacă râia nu s-a întins pe piele și nu pare mai adâncă decât pielea, preotul să-l declare curat. El să-și spele hainele și va fi curat. Dar dacă râia s-a întins pe piele după ce a fost declarat curat, preotul să-l cerceteze. Și dacă răia s-a întins pe piele, preotul n-are să mai caute să vadă dacă are păr gălbui. Este necurat. Dacă îi se pare că râia a stătut pe loc și că din ea a crescut păr negru, râia este vindecată. Este curat și preotul să-l declare curat. În aceste versete se arată ce se întâmplă când nu este vorba despre lepră. Observăm încă o dată că se lasă să treacă timp înainte de a se pronunța vreo judecată. Pacientul este pus în carantină vreme de șapte zile, și apoi încă șapte zile dacă este nevoie. Aceasta ar trebui să ne învețe că acuzațiile aduse împotriva conducerii în lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie primite cu maximă precauție. Este necesar să fie întreprinse investigații atente înainte de a se lua o decizie. Preotului îi se ofereau mai multe prilejuri de a examina rănile. Dacă vreuna din leziuni se răspândea mai târziu, preotul tot mai putea să-l declare pe cel om necurat. Pe de altă parte, dacă începea să crească din nou păr negru în leziunea respectivă, preotul îl declara pe om curat. Când un bărbat sau o femeie va avea pete pe pielea trupului, și anume pete albe, preotul să-l cerceteze. Dacă pe pielea trupului lui sunt pete de un alb galbui, acestea nu sunt decât niște pete care au făcut spuzeale pe piele. Este curat. Aici este vorba despre o erupție care nu este neapărat lepră, așa cum nici chelia nu este un semn de lepră, deși aceasta poate apărea pe un loc fără păr. Când unui om îi va cădea părul de pe cap, este pleșuv. Este curat. Dacă i-a căzut părul de pe cap numai în partea dinainte, este pleșuvă în partea dinainte, este curat. Dar dacă în partea pleșuvă dinainte sau dinapoi este o rană de un alb roșiatic, este lepră, care a făcut spuzeală în partea pleșuvă dinainte sau dinapoi. Preotul să-l cerceteze. Dacă în partea pleșuvă dinainte sau dinapoi este o înflătură de rană de un alb roșiatic asemănătoare cu lepra de pe pielea trupului, este lepros, este necurat. Preotul să-l declare necurat. Rana lui este pe cap. Dar, ce se făcea cu hainele celor găsiți bolnavi? Versetul 45. Leprosul atins de această rană să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol, să-și acopere barba și să strige necurat, necurat. Hainele unui lepros trebuia sfâșiate. El trebuia să-și acopere buza de sus și să meargă strigând, Necurat, necurat. Condiția leprosului este redată de starea lui îngrozitoare. El putea transmite boala prin contactul cu o altă persoană. În același fel, păcătosul răspândește păcatul său oriunde merge. Boala lui este contagioasă și infectează și pe alții. Un tată are dreptul să trăiască așa cum vrea, dar nu are dreptul să ia și pe copilul său uniat după el. Mulți stați așa fac, din păcate. Leprosul întina tot ceea ce exista în jurul lui. Până și hainele lui puteau răspândi infecția. La fel este și cu păcatul. Orice este atins de păcat, este întinat de el. Câte vreme va avea rana, va fi necurat. Este necurat. Să locuiască singur, locuința lui să fie afară din tabără. Aceasta era prevedere cu privire la locul în care trebuia plasat leprosul. Mulți păcătoși se mângâie cu gândul că vor avea o companie numeroasă în iad. Observați că leprosul era izolat, era singur, era despărțit de restul oamenilor. Când se va arăta o rană de lepră pe o haină, fie haină de lână, fie haină de in, în urzeală sau în bătătură de in sau de lână, pe o piele sau pe vreun lucru de piele, și rana va fi vierzuie sau roșiatică pe haină sau pe piele, în urzeală sau în bătătură, sau pe vreun lucru de piele, este o rană de lepră și trebuie arătată preotului. Acesta este un pasaj ceva mai lung referitor la tratamentul aplicat hainelor. Calitatea hainelor nu conta deloc aici. Cele scumpe erau la fel de infectate ca cele ieftine. Și aici avem o lecție importantă de învățat. Neprihănirea noastră este asemenea unor zdrențe murdare înaintea lui Dumnezeu. Orice face sau atinge un păcătos este întinat de păcat. Chiar și hainele celor cu infecții mai puțin grave trebuie spălate. Acest fragment ne arată cât de serios era abordată problema răspândirii infecțiilor. Și noi suntem necurați și avem nevoie să fim spălați de Dumnezeu. El este singurul care deține leacul pentru vindecarea celui păcătos. Cam acesta este concluzia cu privire la lepră și păcat. Atunci când ești afectat de o boală atât de serioasă cum este lepra, nu mai e timp să te gândești la lucrurile materiale pe care le pierzi, pentru că, oricum, pierzi lucruri mult mai importante. Pierzi familie, pierzi prieteni, pierzi societate, și toate acestea știind că și viața ta este tot mai aproape de sfârșit. Dragi prieteni, păcatul ne afectează în aceeași măsură, chiar dacă nu este mai greu să înțelegem și să acceptăm aceasta. Chiar dacă nu vrem să recunoaștem dar prin păcat pierdem relațiile cele mai bune pierdem cele mai dragi persoane și ne pierdem și viața veșnică din această cauză trebuie să tratăm cu seriozitate tot ce este legat de viața noastră spirituală de relația noastră cu Dumnezeu de modul în care ne raportăm lui în aceeași manieră în care leprosul era separat de societate din pricina bolii lui noi suntem separați de Dumnezeu din pricina păcatului nostru Vestea importantă pentru noi este aceea că Dumnezeu are iertare, are îngăduință și dragoste pentru noi. Acum mergem mai departe la următorul capitol, capitolul 14 din această carte levitic. Dacă până acum am vorbit despre diagnosticare, acum vom discuta despre curățirea leprei. Trebuie să insist din nou asupra faptului că în aceste capitole nu ni se oferă un remediu pentru lepră. Aceasta este curățirea rituală a acesteia. În capitolul precedent am văzut detaliile procesului decizional când era vorba de diagnosticarea leprei. Existau leproși care erau vindecați conform tratamentului disponibil la vremea aceea, oricare ar fi fost acesta, precum și leproși care erau vindecați în chip supranatural. Astăzi știm că există tratament care vindecă lepra. Nu mai este o boală incurabilă. Nici scriptura nu o prezintă în acest fel. Este adevărat că lepra este o boală groaznică, și tocmai de aceea este folosită ca exemplu pentru a ne învăța importante legi spirituale. Acest capitol aruncă o rază de lumină în întunericul și dezdejda leprosului. Observăm că nu este dată nicio rețetă medicală pentru tratamentul sau vindecarea leprei. În loc de acesta, ne este redată curățirea rituală care are loc după vindecare. Aici găsim o aluzie la răscumpărarea celui păcătos. Ritualul este în întregime simbolic, dar cu toate acestea există o valoare terapeutică în spălare și în curățirea. Când omul a păcătuit în grădina Edenului, păcatul l-a despărțit de Dumnezeu. Această barieră a păcatului a acționat în două direcții, în sensul că i-a afectat atât pe Dumnezeu cât și pe om. A acționat în sus spre Dumnezeu și l-a făcut pe om vinovat înaintea unui Dumnezeu sfânt. A acționat în jos spre om, și omul a fost contaminat de păcat și întinat. Lepra este o imagine a păcatului în stricăciunea și caracterul ei infecțios. Trăsătura remarcabilă a acestui capitol constă în ceremonialul unic de curățire și tratamentul aplicat unei case care are o rană de lepră. Casa este tratată la fel ca un lepros, sublinindu-se astfel caracterul contagios al bolii. Dar care sunt lucrurile pe care le vom întâlni în acest capitol? Mai întâi, în primele nouă versete, vom vedea curățirea rituală a leprei afară din tabără. Apoi, curățirea rituală a leprosului în tabără. Curățirea rituală a unei case în care a fost lepră este tratată de la versetul 33. Legea pentru curățirea leprei și a scurgerilor trupești urmează de la versetul 54. Deci, mai întâi, locul unde avea loc ritualul de curățire. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Iată care va fi legea cu privire la cel lepros în ziua curățirii lui. Să-l aducă înaintea preotului. Preotul să iasă afară din tabără și să cerceteze pe cel lepros, dacă leprosul este tămăduit de rana leprei. Observați că preotul nu se duce să-l vindece pe lepros, ci se duce să vadă dacă acesta s-a vindecat. Acesta este un lucru important. Aceasta este legea cu privire la cel lepros în ziua curățirii lui. Acesta era un ritual care trebuia urmat cu foarte mare precizie. Este vorba despre o curățire rituală care urma vindecării leprei. Omul fusese declarat lepros de către preot și tot preotul era cel care acum trebuia să-l declare curat. Preotul trebuia să meargă la lepros și să se întâlnească cu el acolo unde se afla acesta. Leprosul nu îndrăznea să vină în comunitatea printre oameni, pentru că acest lucru era interzis. Așa că preotul era acela care se deplasa și venea la el. Lucrul acesta este menționat de altfel și în Luca, capitolul 17, versetul 12. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zecele proști. Ei au stat departe. Avem aici o asemănare minunată cu persoana și lucrarea marelui preot. El a venit din Slava Cerească pe acest pământ blestemat de păcat, unde omul suferă de lepra păcatului. Dragi prieteni, noi nu putem intra în comunitatea cerească atâta vreme cât suntem leproși. Am reușit să ajungem pe lună, dar omul nu a scăpat de păcat nici acolo. Pentru aceasta a fost nevoie ca Domnul Isus Hristos să coboare pe pământ din Slava Cerească. Biblia pune un mare accent pe acest lucru. Capitolul 2 din Evrei are multe versete în acest sens. Iată, versetul 9. Dar pe acela care a fost făcut pentru puține vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Isus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el se guste moartea pentru toți. Versetul 10. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fi la slavă să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Apoi versetul 14. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Sau versetele 16 și 17. Căci, negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vremnic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Domnul Iisus Hristos, dragi prieteni, a venit din slava cerească aici pe pământ. Preotul a trebuit să vină la cel lepros. Este o asemănare, este doar o imagine a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Iată ce spune Pavel în epistola adresată galatenilor în capitolul 4, versetele 4 și 5. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fierea. Trebuie să acceptăm faptul că El încă mai merge până la capătul drumului care duce la cel păcătos, pentru a-l vindeca de rana provocată de păcat. Iată ce spune Domnul Isus cu privire la dorința Lui de a oferi vindecare. Versetul 20, capitolul 3 din Apocalipsa. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dumnezeu a declarat că inima omului este nespus de rea, așa că el este cel care trebuie să-l declare pe un curat. Numai el poate să curățească. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat, anunță Apostolul Ioan în prima sa epistolă, capitolul 1, versetul 7. Este un adevăr, dragi prieteni. Așa cum este adevărat că nimic întinat nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu, este adevărat că sângele lui Iisus Hristos poate curăți orice păcat, orice întinare, așa cum preotul îl declara pe cel vindecat curățit de acum. Domnul Iisus Hristos nu numai că ne vindecă, nu numai că ne vindecă de natura noastră coruptă, dar ne curățește și ne declară curați ne declară în stare să intrăm în apărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, este o dovadă a dragostei Dumnezeului nostru. Fie să o acceptăm cu toată inima noastră. <fie> Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.